Virgil Guran este cunoscut în Prahova drept traseist politic, conform presei prahovene. Acesta a trecut prin numai puțin de 6 partide politice, iar acum îl încearcă și pe al 7-lea, însă în județul Dâmbovița. A fost la PSD, PUR, PNDC, PNL, PLR, iar recent a înființat Partidul România Unită, prin ultimele două familii politice, trecând numai în 2015. La jumătatea acestui an s-a gândit să se întoarcă printre liberali, însă peneliștii din Câmpina nu au văzut cu ochi buni această intenție și s-au opus. Deputatul Guran nu s-a lăsat și a ajuns în Dâmbovița. Conducerea organizației dâmbovițene spune că acesta este bine primit în partid, întrucât liberalii sunt în plină reorganizare. Poziția domnului deputat Guran, am înțeles că a discutat-o la centru și pentru a întări județul Dâmbovița, întrucât în Dâmbovița sunt mai puțin parlamentari de la noul partid, la PNL, a fost trimis în Dâmbovița să întărească organizația județeană. Mai mult decât atât, surse din interiorul PNL Dâmbovița spun că Guran are aspirații mari la conducerea organizației, iar cei aflați în fruntea PNL Dâmbovița nu combat acest lucru. Ba chiar spun că Guran are șanse dacă își câștigă anumite simpatii. Dacă va munci și va câștiga simpatia membrilor de partid, este posibil. Rămâne de văzut dacă deputatul de Prahova, Virgil Guran, va reuși să câștige simpatie și credibilitate printre dâmbovițenii, în ciuda faptului că de-a lungul timpului și-a schimbat de mai multe ori partidul și a câștigat doar statutul de traseist politic. De asemenea, rămâne de văzut și dacă prin astfel de fețe noi, PNL Dâmbovița va prinde puteri și se va reorganiza, conform planului stabilit.